ce sunt antioxidanții, de ce este importantă scala ORAC și care sunt cele mai bogate alimente în antioxidanți. Sunt Consuela Balașa și vă ofer o ediție pozitivă Mensana, care ne va face răspunsuri la toate aceste întrebări, fiind evident din partea specialiștilor. Încă de la început te voi încuraja să ne dai share, pentru că eu cred în calitatea informațiilor noastre. Haideți să începem! Antioxidanții par să fie peste tot, în superalimente și produsele pentru îngrijirea pielii, chiar și în ciocolată și vin roșu. Produsele care conțin antioxidanți sunt comercializate ca fiind esențiale pentru o sănătate bună, cu promisiuni de combatere a bolilor și de încetinire a procesului de îmbătrânire. Termenul de antioxidant acoperă o gamă largă de molecule, atomi legați împreună prin legături chimice, care protejează alte molecule de un proces chimic numit oxidare. Dacă prea multe molecule sunt deteriorate, celula poate funcționa defectuos sau poate muri. De aceea, antioxidanții sunt foarte importanți. Ei pot preveni sau reduce aceste daune. În organism, oxidarea necontrolată este un mod tipic cauzată de molecule foarte reactive, cunoscute sub numele de radicali liberi. Dragilor, un an nou, o filă goală și sunt tare curioasă cu ce vom scrie această filă în acest an. Pentru că este un subiect important și nu știu cât de mulți dintre voi cunosc de dedesubtul acestui subiect, astfel vă propun să vorbim despre antioxidanți cu Anne-Marie Văduva. Mă bucur extrem de tare că și la final de an ai fost cu noi, dar și la început de an. Bine ai venit, Anne-Marie! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Toți ne dorim să fim sănătoși, toți ne dorim să fim frumoși, toți ne dorim să fim tineri. Voi veniți de foarte multe ori în platourile noastre pentru că vreți să ne informați, să ne spuneți ce ar trebui să mâncăm, ce nu ar trebui să mâncăm, care sunt suplimentele care ne ajută. Și în acest scop te-am adus și astăzi. Antioxidanții, un subiect super important, mai ales că toți vorbim despre detox și toți ne imaginăm că dacă vom bea două ceaiuri, în momente cheie ale zilei sau dacă vom face o clismă mai profundă, vom obține acest efect de detox. Ne vei spune astăzi cât de departe suntem de adevăr. Pentru început, aș vrea să te întreb cu ce se ocupă un specialist anti-aging. Un specialist anti-aging se ocupă cu menținerea tinereții persoanei respective. Nu contează atât de mult vârsta cronologică, cât contează foarte mult vârsta biologică și cum te simți. Totul pornește din interior. Deci poți să ai 60 de ani și să te simți de 20 de ani, dar poți să ai 20 de ani și să te simți de 60 de ani. Și atunci m-am apucat de aceste cursuri online anti-aging din dorința de a ajuta femeile și poate nu doar femeile, uneori e surprinzător, dar există și bărbați care vin către cursurile mele din dorința de a-i ajuta să fie sănătoși și de a-și menține sănătatea și de a se urca pe cântar și să vadă ei cu ochii lor cum corpul lor întinerește și cum ajung să aibă o diferență de poate până la 15-20 de ani între vârsta lor cronologică și cea biologică. Sună minunat asta. Există un cântar care ne măsoară lucrurile din interior și ne poate da o vârstă? Sigur, sigur. Deci, după ce urmează cursurile, asta este sfatul meu. Să uite pe acest cântar și să vadă cu ochii lor diferențele, bineînțeles, dacă fac ceea ce au învățat în curs și dacă aplică. De multe ori sunt mulți cursanți care învață, dar nu aplică. Atunci când aplici, lucrul ăsta se vede pe fața ta, se vede că, într-adevăr, deși ai o vârstă, arăți mult, mult mai tânăr. Înainte de a intra în știință și de a înțelege exact cu ce se ocupă acești antioxidanți, mi-ai spus că mulți dintre noi au 40 și se simt de 20 sau au 20 și se simt de 40. Mă bucur că ai spus se simt. Se simt pentru că în interior se întâmplă ceva sau se simt pentru că la nivel de mansardă se întâmplă ceva? Și. Deci avem nevoie și de energie ca să ne simțim tineri, vioi, dornici de a urca pe munte, de a face un traseu. Există și persoane care sunt depresive și atunci, deși poate au anumită energie, nu-și doresc să se ducă, să
viziteze acel loc, să urce acel munte, să atingă acel vârf. Da. Deci sunt discutabile aceste două motive, dar poate exista și unul și celălalt. Și ce mă pasioneze pe mine faptul că sunt foarte mulți oameni în vârstă care au îmbătrânit frumos și pe care de mică i-am admirat. Am admirat bătrânii care urcau pe munte, care îi vedeam așa în pantalon scurs și cu acele bețe montane și aveam toată stima și tot respectul pentru ei și întotdeauna mi-am propus să fiu și eu ca ei. Și așa, încet, încet, am ajuns unde sunt astăzi, să ajung să fiu specialist anti-aging. Anne-Marie, ce ne îmbătrânește de fapt? Cum ajungem să nu ne respectăm vârsta din buletin sau și mai rău să o dublăm, să o amplificăm? Poate simplu și toate, deși e simplu, e complicat. Uh-huh. Somnul. Avem nevoie de somn. Este foarte important să ne culcăm la ora 10 seara, pentru că noi atunci secretăm melatonină. Melatonină care e hormonul tinereții, care ne menține tinerețea, de asta se și numește așa, și care el nu se secretă când vrem noi. Așa cum rinichii funcționează foarte bine la ora 5, când este ceaiul de la ora 5 și se știe lucrul acesta, da? La fel, melatonina este produsă începând cu ora 22. Iar dacă noi la ora aceea ne așezăm la televizor, pierdem procesul de regenerare, organismul nostru nu se mai poate regenera, nu mai producem acea melatonină suficientă care se produce în prezența întunericului. Deci dacă avem lumină în dormitor, ea nu se mai produce la fel și atunci nu putem beneficia la maximum de funcțiile corpului nostru. Deci corpul nostru vine cu niște funcții minunate dacă noi am ști să le accesăm și să lăsăm pe corpul nostru să facă ceea ce știe el că trebuie să facă și la orele la care trebuie să facă. Atunci când ne culcăm la ora 10, e foarte important să avem draperii blackout, să fie întuneric total în dormitor, să nu avem televizoare, rutere, beculețe și tot felul de luminițe care ne-ar putea strica întunericul pe care trebuie să-l avem în dormitor. De asemenea, dormitorul trebuie să fie aerisit, trebuie să fie o cantitate suficientă de oxigen, o temperatură optimă, să nu fie nici prea frig, dar nici prea cald. Deci niciodată nu o să ne simțim bine într-un dormitor unde sunt peste 24 de grade Celsius. Toate lucrurile astea contează. Chiar și așternutul contează. Să fie din bumbac. Dacă e un așternut care nu este din bumbac, te foiești, nu adormi, nu știi de ce, se încălzește fața de pernă, nu poți să adormi. Deci toate lucrurile, toate aspectele acestea contează ca să avem un somn de calitate. Iar cele 8 ore de somn, 8 ore de muncă și 8 ore de odihnă activă în care facem lucrurile care ne plac și care ne bucură nouă sufletul, toate acești 3 de 8 se vor reflecta întotdeauna pe fața noastră. Deci, practic, dacă sunt tânăr pe interior, se va vedea și pe pielea mea și voi îmbătrâni mai lent. Sigur că da. Mulți dintre noi spun că această îmbătrânire ține foarte mult de cumva de genetică. Doar dacă mama este o frumusețe la 55 de ani, este clar că și eu, fiica ei, care acum am 30, voi îmbătrâni la fel de frumos și de lent ca și ea. Dar, din contră, dacă ai mei părinți cumva au îmbătrânit prematur și eu sunt predispus să fac același lucru, cât e de reală informația? Stilul de viață este cel mai important. Da, degeaba mama mea a îmbătrânit frumos dacă eu în fiecare zi fumez nu știu câte țigări și beau nu știu câte pahare de alcool. Nu o să îmbătrânesc la fel ca mama mea. Deci stilul de viață e cel mai important. Gândiți-vă că o singură țigară produce milioane de radicali liberi. Da? Și atunci acești radicali liberi ce fac? Ne îmbătrânesc organismul. Și atunci orice lucru pe care îl facem în detrimentul sănătății noastre ne afectează pielea, ne afectează sănătatea, dar ne afectează și felul în care arătăm. Uh-huh. Și atunci, radicalii liberi sunt niște atomi, da, care vin asupra antioxidanților. Iar antioxidanții sunt niște molecule extraordinare care vin să ajute organismul. Ei au un electron în plus care vin să-l cedeze radicalilor liberi. De ce? Pentru că radicalii liberi ce fac? Ei vin și atacă organismul. Datorită radicalilor liberi, noi ajungem să avem boli grave, boli degenerative, cataractă, diabet, Parkinson, foarte multe lucruri. Și atunci acești radicali liberi sunt niște atomi care au devenit instabili și care iau un electron de la un alt atom stabil. Și tot așa se creează o reacție în lanț.
până când intervine antioxidantul sau nu intervine antioxidantul. Mm-hmm. Dacă noi consumăm antioxidanți suficienți, pe care îi putem lua doar din legume și fructe, pentru că în produsele de origine animală nu există antioxidanți, cu două excepții. Somonul sălbatic, care este hrănit cu alge și nu somonul de cap... acvacultură, care e hrănit cu bobițe, da? Și creveții. Deci, având aceste două excepții, în rest, niciun produs de origine animală nu conține antioxidanți. De aceea este foarte important să avem măcar 400-500 de grame de legume zilnic, de salată, o salată două pe zi. Este foarte important. Pentru că dacă nu există acești antioxidanți, ei nu vor veni să cedeze un electron radicalilor liberi și aceștia, radical după radical, vor distruge organismul, pentru că fiecare radical liber se duce către un alt atom stabil, îi ia un electron și tot așa se creează o reacție în lanț. Și dacă nu venim cu acești antioxidanți, nu putem opri aceste reacții în lanț. Deși Dumnezeu a creat organismul nostru într-un mod foarte frumos și inteligent și uneori reușim să producem și noi catalază, superoxidismutază și glutation, care sunt niște antioxidanți produși de organismul nostru, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să venim cu un aport suficient de legume și fructe prin care să aducem antioxidanți în organismul nostru pentru a ne ajuta a stopa ceea ce fac radicali liberi și a închide acest lanț pe care ei îl pornesc. Mi-ai spus că și organismul nostru produce acești antioxidanți. În ce condiții îi produce? Îi produce dacă suntem într-un echilibru și dacă avem în organismul nostru tot ceea ce ne trebuie ca să funcționăm corect. De aceea, noi punem pe loc întâi în clinica noastră verificarea tuturor deficitelor din organism. Mm-hmm. Pentru că dacă organismul are deficite, nu va putea funcționa corect și nu va putea produce într-un nivel optim acești antioxidanți. Și atunci noi pe asta ne bazăm și încercăm ca întotdeauna organismul să fie în echilibru, într-o balanță perfectă, în care să nu-i lipsească nimic, nu trebuie să aibă nici prea mult, dar nici prea puțin. Totul se bazează pe echilibru. Mi-ai spus că un rol important al acestor antioxidanți este acest electron care pleacă către radicalii liberi. Aș vrea să-mi precizez puțin și să înțelegem mai bine, poate, acest stres oxidativ. Tot îl auzim și în reclame și la televizor, dar nu ne prea dă nimeni nicio explicație și nu ne explică fenomenul. Mie asta îmi place să fac în cursurile mele, să explic ceea ce eu am citit pe un limbaj cât mai ușor ca omul să înțeleagă. Și atunci... E foarte simplu de înțeles procesul oxidativ. Ne imaginăm o bară de fier. Această bară de fier, dacă o ținem în ploaie un an, 2, 3, 4, 5, va începe să ruginească. Exact același lucru se întâmplă cu organismul nostru. După vârsta de 25 de ani, intrăm în acest proces de oxidare sau cum îl mai putem numi de ruginire, ca să înțeleagă orice om ce este această oxidare. Deci, efectiv, îmbătrânim, ruginim. Și acest proces însă poate fi stopat numai cu ajutorul antioxidanților. Da. Deci nu ruginesc pe interior dacă voi consuma acești antioxidanți. Mi-ai spus că putem lua doar din fructe și legume. Ce fructe și ce legume și în ce cantități? Pentru că de foarte multe ori ne este complicat să ne organizăm mesele. Da. Cumpărăm cumva ca o rutină, ca un pe pilot automat. Intrăm în magazin, alegem lucruri cu care suntem familiarizați, pe care le putem găti ușor, rapid și știm că ne și plac la gust. Le așezăm în căruț și când ajungem acasă constatăm că mâncăm același lucru de vreo 3, 4, 5 săptămâni la rând și nici măcar nu știu sigur dacă mi-asigur aportul de care organismul meu are nevoie ca să funcționeze. Dar minte să se mai și păstreze tânăr. Învață-ne puțin ce ar trebui să alegem și în ce cantități. În primul rând, ar trebui să mâncăm cât mai colorat și cât mai diversificat. Adică avem nevoie de minimum 20 de alimente diferite zilnic. Și cum alegem aceste alimente? Dacă tot este emisiunea despre antioxidanți, atunci ne uităm în primul rând la nivelul de antioxidanți care a fost studiat și fiecare aliment în parte are un nivel de antioxidanți al lui propriu. Și acest nivel de antioxidanți a fost studiat și se numește scala ORAC, care se găsește pe top saloane, este portat acolo această listă ORAC, scala ORAC, unde vedem efectiv
respectiv cum trebuie să alegem aceste alimente. Și atunci, ne uităm acolo că pe primele locuri, locurile de top, cum îmi place mie să le numesc, sunt condimentele. Deci este foarte corect să mâncăm condimentat, da? O linguriță de pudră de roșcove, de exemplu, ne asigură 5.000 de unități din scara ORAC. Noi avem nevoie de un minimum 5.000-10.000 de unități zilnic, minimum, dar putem ajunge și la 100.000 de unități pe scara ORAC. Asta nu înseamnă că trebuie să stăm să le calculăm, nici că la calorii nu trebuie să stăm să le calculăm. E foarte simplu, dacă văd că mă îngraș, înseamnă că am mâncat prea mult. Dacă mă mențin, înseamnă că este ok cât mănânc. La fel și la antioxidanți. Nu trebuie să stăm să-i calculăm fiecare cât are. Dar atunci ne uităm la alimentele din top, din scala ORAC. Și acolo vedem că pe primele locuri sunt condimentele. Și avem aici oregano. De ce să nu punem oregano în orice gătim? Are un gust foarte bun, nu? Apoi putem să punem pudră de baobab, scorțișoară, rozmarin. Alimente foarte bune, cuișoare, care sunt, au un gust foarte bun și chiar le putem folosi cu abundență în mâncare. Da? Apoi ne uităm la legume și la fructe. Da? Și o să vedem. Pe primul loc, întotdeauna la fructe, sunt fructele de pădure. Avem fructele cu colorantul violet sau negru, da? Care sunt, au și resveratrol, au și antocianine, au și un nivel mare de antioxidanți, sunt în primele locuri în scala ORAC. Uh-huh. Și aici, bineînțeles, că avem murele, avem afinele, avem fragii, avem zmeura, avem căpșunile, avem cireșele, avem prunele. Da? Deci astea sunt cele mai importante fructe antioxidante. După care o să vedem în scară că ele coboară și își pierd din nivelul de antioxidant și vedem o diferență mare, de exemplu, la mere. Dacă avem merele roșii la 4200 nivelul antioxidant, merele Granny Smith care sunt verzi au 3800, iar merele Golden ajung la 2600. Deci o diferență foarte mare în alegerea unui simplu măr, da? Deci dacă este roșu, dacă este colorat, va avea și resveratrol și antioxidanți mult mai mult decât un măr verde. Și așa putem să alegem mult, mult mai ușor. La legume, tot așa, ne uităm și vedem că avem pe primele locuri, pe locurile de top, da, avem avocado, avem struguri cu nivel mare antioxidant, da? Avem vinete, avem dovlecei, avem morcovi, avem sfeclă roșie, avem usturoi. Multe, multe alimente care sunt cu nivel mare antioxidant. Și atunci, dacă avem de ales, întotdeauna să le alegem după nivelul lor antioxidant ca să oprim oxidarea organismului, care este inevitabilă dacă noi nu venim cu acești antioxidanți din alimentație. Copiii și adulții, la modul general, ei știu că legumele și fructele sunt foarte sănătoase, pline de vitamine și o grămadă de alte elemente de care organismul nostru are nevoie. Dacă aplicăm puțin urechea și ascultăm lucruri deștepte pe care le spun oamenii deștepți care studiază, aflăm că putem folosi și putem consuma fructe dacă suntem copii, dacă suntem adulți, trebuie să ne punem puțin plasture pe gură sau să facem niște calcule. Căci dacă le consumăm seara, aducem o doză destul de mare de un fel de fructoză, care este tot un fel de zahăr pe care organismul îl trimite direct în sânge și cumva nu ne face bine dacă ne dorim să slăbim sau dacă avem deja un diabet instalat. Vreau să te întreb, mă bucur că mi-ai spus despre fructele de pădure pentru că sunt foarte iubite. De unii, că unii le consideră încă neplăcute că sunt prea mare. Sau acrișoare. Este indicat să le folosesc atunci când ajung seara de la serviciu și mă uit la ceas și văd că este 7-8 seara? Indicat ar fi să nu consumăm, să nu mâncăm la ora 7-8 seara. Cel mai bine, așa ar fi. Da. Creierul nostru are nevoie de glucoză. Și o să explic acum ca să înțeleagă foarte bine telespectatorii. Deci dacă noi ne ducem în fiecare zi la bancă și împrumutăm bani, la un moment dat ajungem în faliment. La fel și organismul nostru. Dacă nu-i dăm ce trebuie și atunci când trebuie, el de unde să-și ia acea glucoză? De unde să-și ia energia pentru a funcționa o zi întreagă? Da? Sunt multe persoane care nu mănâncă nimic, se duc seara și golesc frigiderul. Da? Da. Nu, noi trebuie să ne împrietenim cu micul dejun. De ce? Pentru că creierul nostru are nevoie de glucoză dimineața când se trezește.
Da? Are nevoie de energie pe care și-o ia din alimente dimineața. Dimineața trebuie să fie micul dejun copios, cum îi spun eu. Peste masa de seară putem sări, dar nu putem sări și n-ar trebui să sărim peste micul dejun. Sunt persoane care nu pot mânca micul dejun, care nu simt senzație de foame dimineața, dar acest lucru se educă. Dacă el este obișnuit să mănânce prima dată la ora 12, să înceapă să mănânce la 11:30 o săptămână, apoi peste o săptămână la ora 11 și peste două săptămâni la 10:30 și încet, încet își va reobișnui organismul să mănânce corect și să se reîmprietenească cu micul dejun, care trebuie să fie copios, masa de prânz, care trebuie să fie și ea consistentă, și masa de seară, care trebuie să fie cea mai ușoară dintre toate. Mă bucur că ai spus și de usturoi. Personal, am consumat mult usturoi, încă din copilărie și la țară consumam și ceapă și usturoi la liber, cum spuneau bunicii noștri. Ce facem cu mirosul? Unul la mână. Și doi la mână, când este potrivit să-l mâncăm și sub ce formă? Este el posibil să fie prea acid pentru stomacul gol? Dacă consumăm pe stomacul gol, poate fi o problemă și organismul poate reacționa. Dar putem face supă cremă din usturoi, extraordinară de bună. Apoi putem pune întotdeauna puțin usturoi mujdeiu, care nu însoțește întotdeauna peștele, da? Și putem consuma puțin usturoi în salată, nu mult, foarte puțin. Și atunci, fiind un volum mare de salată, se va pierde și gustul, dar vom beneficia de efectele lui importante. Și un efect important îl are și usturoiul negru, care se face tot din usturoi normal, dar printr-o metodă specială de fermentare. Mulți pot spune acum, da, ok, sunteți drăguțe că vorbiți despre acest lucru, doar că știți, agricultura nu este aceeași ca acum 10-15 ani. Știu că tu mi-ai spus lucrul ăsta la un moment dat, că minunile pe care le băgăm în sol se observă inevitabil și în alimente. Ce facem pentru a suplimenta dacă simțim că totuși, deși mâncăm sănătos, mâncăm cât se poate de curat, că nu îmi pot alege tot timpul sursa, totuși am carențe. Dacă merg să-mi fac o verificare, observ că organismul meu are carențe. Cum fac să compensez? Suntem generația care nu mai putem fi sănătoși fără suplimente. Asta este adevărul. Bunicii noștri nu consumau aceeași roșie pe care o consumăm noi astăzi. Și asta am descoperit în cercetările pe care le-am făcut acum 10 ani, când am învins cancerul. Am făcut niște cercetări care m-au ajutat să mă specializez pe onconutriție și să devin onconutriționist, pentru că am observat, de exemplu, la roșii și la toate alimentele, aveau un nivel antioxidant aproape dublu acum 10 ani decât au în prezent. Și nimeni nu trage niciun semnal de alarmă, nimeni nu spune nimic asupra acestui fapt. Solul nostru devine din ce în ce mai sărac. Și atunci există aceste ploi acide care ne norocesc culturile eco și care sunt mulți producători în România într-un pericol real, că nu-și mai pot primi certificările eco datorită faptului că ploile acide strică solul și aduc în sol toate acele substanțe nocive pe care ei nu și le-ar dori pe pământul lor. Și atunci noi trebuie să tragem un semnal de alarmă și televiziunile trebuie să tragă un semnal de alarmă asupra Ministerului Agriculturii, care ar trebui să transforme din România, să fie România bio, să fie România în care să cultivăm numai lucruri sănătoase și să încercăm să stopăm aceste zboruri aeriene deasupra României, care pulverizează tot felul de lucruri nocive pentru pământurile noastre. Și atunci, în prezent, din păcate, nu se mai poate face agricultură eco și bio decât în solare, datorită acestor avioane pe care le vedem zilnic, că brăzdează cerul, 20-30 de avioane zilnic, care tot și tot aruncă tot felul de substanțe, da? Care ele ajung la sol. Și atunci noi nu ar mai trebui să permitem acestor avioane să survoleze asupra României și să arunce aceste deșeuri, cum îmi place mie să le numesc, care ajung inevitabil în noi până la urmă, pentru că noi consumăm acele legume și fructe. O altă metodă pe care o mai putem utiliza ar mai fi
să scoatem pesticidele, nitrații și nitriții din fructe și legume. Există anumite filtre de apă care pot face aceste lucruri și care personal am văzut ce înseamnă niște roșii care au stat în astfel de apă și care apa respectivă s-a făcut în roșu portocaliu, iar atunci când s-au folosit roșii curate din solar, acea apă a rămas incoloră. Deci există, avem și această posibilitate să încercăm să scoatem noi pesticidele, nitrații și nitriții, dar ar fi mult mai simplu să nu trebuiască să facem aceste lucruri și să avem certitudinea că atunci când consumăm un aliment bio sau este într-adevăr curat și că nu trebuie neapărat să mergem să verificăm nivelul lor și cât conțin pesticide, nitrați și nitriți. Ai venit către noi cu foarte multe vești bune și astăzi. Unul, că știi să faci cursuri pentru cei care își doresc să rămână frumoși și tineri. Vă încurajăm să o căutați pe Anemarie și să vedeți ce informații puteți sustrage de la ea suplimentar dacă vă doriți să fiți tineri și frumoși. Ne-ai spus că putem să mâncăm inteligent și putem face cumpărături inteligente. Mi-ai spus de asemenea și că putem suplimenta. Anemarie, în mai puțin de un minut, cu ce suplimentăm? Suplimentăm cu vitamina C. Avem nevoie de vitamina C, avem nevoie de melatonină care se ia cu 30 de minute înainte de culcare, deci nu o luăm pe timpul zilei, da? Suplimentăm cu acid alfa-lipoic, suplimentăm cu seleniu, cu magneziu, cu zinc. Toate aceste suplimente nu trebuie să ne lipsească pentru ca organismul nostru să funcționeze cât mai bine. De asemenea, avem nevoie și de vitamina D, mai ales că acum este iarnă și avem nevoie să fim sănătoși și sistemul imunitar să fie puternic. Deci pe toată perioada aceasta rece, vitamina C și vitamina D să nu ne lipsească până când apare soarele în primăvară și în casele noastre și în viețile noastre. Cred că ar trebui să facem o emisiune în care să ne înveți și cum să ne alegem aceste suplimente alimentare, pentru că știm că o mare diferență o fac studiile din spate și cumva ingredientul curat care vine în supliment și poate ne vei învăța și acolo să ne alegem inteligent suplimentele. Sigur, cu siguranță o altă emisiune. Mulțumesc din suflet. Și eu mulțumesc și pentru te aștept invitație. Cu foarte mult drag, pentru că așa cum foarte bine știți și tu și soțul tău sunteți mereu bine primiți în platoul nostru. Vă mulțumim. Sărbători fericite. Dragilor, și vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Bineînțeles că vă încurajez să mai rămâneți cu noi pentru că vom continua ediția Mensana. Acnea se manifestă cel mai frecvent la tineri, în special la adolescenți, când se activează glandele sebacee, însă poate afecta persoanele de toate vârstele. Acnea nu este periculoasă, însă poate lăsa urme pe piele și poate crea stres emoțional. Cu cât mai repede încep tratamentul, cu atât mai mult vei reduce riscul acestor probleme. Dr. Dana Bratu ne ajută să elucidăm cele mai frecvente mituri despre acne, dar să ne și familiarizăm cu cei mai prietenoși acizi tenului acneic, esențiali în rutina de îngrijire a pielii. Este normal să avem pori. Vreau să plec de la premisa că pielea sănătoasă are pori. Este adevărat că unii dintre noi avem dezavantajul genetic să ne confruntăm cu pori care sunt un pic mai dilatați. Pentru că porii sunt mai dilatați, pe suprafața lor se acumulează keratină. Keratina este o proteină de la nivelul pielii care în contact cu aerul se oxidează. Asta nu înseamnă că vorbim despre mizerie, despre impurități și în niciun caz nu vorbim despre persoane care au o igienă deficitară, pentru că prin oxidarea acestei keratine porii devin mult mai vizibili. Există un singur caz în care noi, ca dermatologi, recomandăm aceste extracții, când vorbim de puncte albe și puncte negre. Însă, cel mai des, majoritatea pacienților se confruntă cu leziuni inflamatorii. Și atunci, dacă noi vom stoarce aceste coșuri, nu vom face decât să exacerbăm inflamația și să creștem durata de vindecare. În plus, riscăm să ne confruntăm apoi cu semne postacneice, cicatrici sau eritem hiperinflamator. Acnea nu este o problemă legată de igiena personală. Acnea are multiple cauze. Este adevărat că noi recomandăm produse de curățare, însă am observat că persoane care sunt cele mai atente cu îngrijirea pielii se confruntă cel mai des și cu acnea. Viața nu e dreaptă, spunem de multe ori. Este important să avem o rutină corectă de îngrijire a pielii, însă nu persoanele care sunt neîngrijite se luptă cu această problemă.
Vreau să știți că și persoanele care au un ten gras și acne au nevoie de hidratare, tocmai că tindem să nu aplicăm creme hidratante, pielea noastră necesită uleiuri, necesită hidratare și va secreta compensator acest sebum care nu va face decât să stimuleze producerea de acne. Deci nu cremele hidratante ne vor provoca acne, ci vorbim despre multipli factori care țin de imposibilitatea pielii de a se exfolia, activitatea exacerbată a glandelor sebacee și activitatea unei bacterii numite Cutibacterium acnes, care la anumite persoane nu va face decât să dea inflamație. Radiațiile ultraviolete, pe termen scurt, au într-adevăr acest efect că usucă pielea. Nu usucă doar leziune de acne, ci toată pielea, o deshidratează, o inflamează. Însă, pe termen mediu și lung, inflamația pe care o produc radiațiile ultraviolete va face să avem purging, adică să avem o adevărată erupție acneică. Deci chiar dacă noi vedem pe termen scurt rezultate, pe termen lung acnea noastră va avea de suferit. Dacă acnea era apanajul adolescenței în urmă cu 20-30 de ani, acum vorbim și de acne la femeia adultă, care are multiple cauze care țin de factori hormonali, de stil de viață, de alimentație. Ca medici dermatologi suntem foarte empatici cu pacienții noștri și le recomandăm să aplice produse de make-up tocmai ca să estompeze semnele post-acneice, în timp ce noi tratăm, bineînțeles, acnea la domiciliu. Există însă și produse care sunt comedogenice și pot să agraveze acnea. Tocmai de asta este important ca seara la culcare să avem o rutină de skincare corectă și să îndepărtăm make-up-ul. Astfel, noi nu vom avea de suferit de pe urma lui. Avem la dispoziție și produse de make-up care sunt necomedogenice, care nu vor bloca porii. Cu toate astea, este foarte important ca orice produs pe care l-am aplicat dimineața pe suprafața pielii să-l îndepărtăm seara la culcare. Există o legătură directă între dietă și acne, însă doar la persoanele care au predispoziție către așa ceva. Noi spunem acne-prone skin. Sunt și persoane care consumă o cantitate bogată de carbohidrați, de ciocolată, de lapte și nu au nicio problemă, însă persoanele cu predispoziție genetică tind să dezvoltă leziuni de acne atunci când consumă alimente care au un conținut crescut de carbohidrați. Aceștia vor declanșa picuri ale insulinei, este un hormon care lipsește în cazul diabeticilor și în momentul în care avem un pic al insulinei, încep să apară leziuni inflamatorii la nivelul pielii. Tocmai de asta noi recomandăm celor care se confruntă cu acne să evite alimentele care conțin o concentrație mare de carbohidrați, care conțin cacao sau lapte de vacă. Sunt convinsă că toți în adolescență am încercat produse pe care le-am avut prin casă pentru a vindeca leziunile de acne, însă pasta de dinți este un factor de iritație, adică el nici nu va vindeca leziunile de acne, ci dimpotrivă va stimula inflamația locală. Din păcate, stresul nu numai că declanșează acnea, dar și întreține acnea, pentru că va favoriza eliminarea hormonilor de tip cortizol. Glandele sebacee de la nivelul pielii sunt strâns legate de hormonii de tip corticoizi, steroizi, cortizol, iar în momentul în care noi avem perioade emoționante mai puternice, nu vom face decât să avem un exces de sebum, atât la nivelul pielii, feței, dar și scalpului și ne vom confrunta cu un păr care se îngrașă mai ușor și cu un ten care este mult mai lucios, mult mai uleios. Există produse care pot vindeca acnea, însă nu pot garanta lipsa recidivei. Suntem oameni, suntem vii, mai ales noi femeile ne confruntăm cu foarte multe perioade stresante ale vieții noastre, ne confruntăm cu perioade în care hormonii noștri pot suferi dezechilibre, vom avea sarcini, ne vom apropia de menopauză, așa că trebuie să ne așteptăm ca într-un moment al vieții să ne confruntăm cu o anumită formă de acne. Este bine însă să știm că există soluții pentru fiecare formă de acne în fiecare perioadă a vieții, însă acnea poate să fie diferită. Medicul dermatolog poate stabili diagnosticul de acne după examinarea pielii. Gradul de severitate al acnei va determina tipul de tratament pe care îl vei urma. Care sunt cele mai bune soluții generale în cazul acnei, ne va spune tot dr. Dana Bratu, specialistul ales de noi pentru această problemă importantă.
Dacă ne confruntăm cu acne, trebuie să avem o rutină simplă. În primul rând, un produs de curățare potrivit tipului de ten. Nu trebuie să alegem produse care să fie agresive, nu trebuie să alergăm după scrub-uri, după particule abrazive de gomaj, ci după un gel blând de curățare. După asta, trebuie să căutăm pe eticheta produselor cosmetice soluții care să conțină acid salicilic. Acidul salicilic este un seboreglator, deci va bloca și producția de sebum, dar are și efect antiinflamator. În plus, ne ajută și cu eritemul postinflamator. Dacă am avut un coș pe care l-am stors și în urma lui a rămas un semn, ei bine, acidul salicilic ne ajută să uniformizăm nuanța pielii. De asemenea, acidul glicolic este un alfa-hidroxiacid exfoliant. Prin această exfoliere, noi vom preveni blocarea porilor. Acidul lactic este tot un alfa-hidroxiacid potrivit pentru persoane care se confruntă cu un ten sensibil. Dacă avem un ten acneic, dar care este și sensibil în același timp, poate are și urme de rozacee, acidul lactic este prietenul nostru. Retinolul este și un agent anti-aging. Noi îl folosim în condițiile în care ne confruntăm cu pori dilatați, cu exces de sebum, cu acne comedoniană, adică cu puncte albe și cu puncte negre, dar și cu un ten care deja se confruntă cu primele urme ale bătrâneții, riduri fine. Deci retinolul ne va ajuta să combatem și semnele care ne încurcă în ceea ce privește îmbătrânirea, dar și cu acne activă. O piele deshidratată poate suferi de acne. Îți oferim și explicația. Dacă noi nu ne hidratăm corespunzător, și aici mă refer atât la aportul hidric, aportul de apă, dar și la cremele pe care le aplicăm pe piele, ne putem aștepta să ne trezim cu un ten care să producă mai multe leziuni de acne. Pentru că nu avem suficientă apă la nivelul pielii, glandele noastre sebacee vor simți nevoia să producă acest sebum compensator. Printr-un exces de sebum se vor bloca porii și astfel vom dezvolta cu siguranță leziuni de acne. Crema hidratantă se va alege după tipul nostru de ten. Pentru că noi putem să avem un ten gras și atunci vom prefera texturi care să fie mai apoase, care să intre bine în piele, care să nu se simtă ca o peliculă la suprafața pielii. Însă, dacă avem un ten sensibil sau un ten mai uscat, vom opta pentru substanțe care să fie mai unctuoase, mai grase, care să aibă un conținut mai mare de ceramide, acid hialuronic. Vinovăția, această emoție naturală, este deseori comparată cu gardianul nostru intern, un gardian care ne face să ascultăm de principiile morale și de normele culturale. O persoană se simte vinovată ori de câte ori face ceva rău imoral. De unde provine sentimentul de vinovăție? Ține foarte mult de apartenență. Oamenii sunt programați să facă parte din comunități. În momentul în care ei simt că părăsesc cercul respectiv, și când spun părăsesc, mă refer la a părăsi din convingere, adică mă depărtez foarte mult de niște convingeri specifice, de exemplu, familiei mele, atunci consider că părăsesc. Da? Deci dacă, de exemplu, părinții mei și toată comunitatea în care am trăit considera că, eu știu, un anumit grup social are următoarele caracteristici, în momentul în care eu traversez și depășesc acest sistem, iată, simt vinovăție. De altfel, eu consider vinovăția un punct extraordinar din foarte multe perspective. Odată, pentru că ne conectează la valori etice și morale și, iată, în continuare, ținem societatea așa cumva închegată prin vinovăție. Dacă n-ar mai exista, ne ducem într-o societate utopică care nu ar sprijini pe nimeni, n-ar sprijini evoluția. Deci un pic de vinovăție este foarte, foarte binevenită. Mai mult, un alt aspect pozitiv este semnul că evoluăm. Dacă părăsim un anumit mediu cu care eram obișnuiți și începem să vedem diferit, începem să ne simțim diferit, începem să abordăm alte și alte aspecte și perspective, iată, vom simți un pic de vinovăție. Da? Asta mi s-a întâmplat și mie odată ce am părăsit diferite orientări terapeutice și m-am îndreptat către alte și alte sfere, mai mult sau mai puțin spirituale, iată, un pic de vinovăție am resimțit. Dar, cum îmi place să spun, este prețul plătit pentru evoluție. Citim că sentimentul de vinovăție este strâns legat de empatie și responsabilitatea pe care o luăm pentru sentimentele celorlalți. Care este profilul celor care resimt vinovăție la nesfârșit? Este adevărat, această emoție
Bineînțeles, la fel ca oricare alta, în exces, cu siguranță nu va ajuta pe nimeni. Cu siguranță acolo există o parte din noi, sau cum le mai spun eu, subpersonalități, da? Sunt anumite aspecte ale personalității noastre care ne spun, uite, nu este bine ceea ce faci, n-ai făcut corect, n-ai procedat cum trebuia în raport cu XY, da? Deci când ne apar astfel de gânduri, știm că avem această parte din noi mai mult sau mai puțin sabotor. Și atunci e foarte important să începem să lucrăm terapeutic cu aceste zone, pentru că altfel, uite, ne îngroapă de vii, ne duc într-o stare vibrațională și emoțională foarte, foarte joasă. Bineînțeles că ține foarte mult de decizia personală să părăsim sferele astea. Deci chiar dacă câte o parte din noi declanșează astfel de sentimente cu o intenție pozitivă, da? De tipul mă simt vinovată ca să nu mai fac, da? Deci asta este intenția pozitivă a părții respective. Haide să simt un pic de vinovăție că pe viitor o să mă feresc de astfel de comportamente. Deci mă protejează. Este minunat. Doar că de-a lungul a mai multor zile, mai multor luni, de ce nu, nu face altceva decât să ne stoarcă energia și să fie necesar să găsim alte modalități de coping, de adaptare. Cum a luat naștere sentimentul de vinovăție? Ce comportamente ale adulților din copilărie ne-au făcut să resimțim vinovăția atât de acut la vârsta adultă? Cu siguranță, absolut orice aspect din ființa noastră are legătură cu părinții noștri. Deci, cu siguranță, tot mozaicul care suntem noi sunt părți din părinții noștri. Sunt, bineînțeles, lucruri potențate de felul în care dumnealor s-au purtat cu noi. Sunt lucruri pe care noi le-am învățat și le-am aspirat din familie. Noi suntem ca niște bureți și încapsulăm așa toată energia din mediul conjurător cât timp suntem copii. Și bineînțeles că au și dumnealor un rol foarte important în dezvoltarea acestor comportamente ale părților noastre. Deci părțile învață să declanșeze vinovăția tocmai pentru că așa a fost în relația cu mama, cu tata. Iată, mai ales în România este foarte, foarte des întâlnit acest mod de a educa copiii prin rușine, prin vinovăție, care bineînțeles că nu duce la nimic pozitiv pe termen lung. Este doar un comportament care a fost preluat din generație în generație și este perpetuat fără a fi, să zic așa, conștientizat și trecut prin anumite filtre. Dar este foarte, foarte relevant să ne uităm la faptul că așa s-a făcut educația atunci. Este important să existe o doză de vinovăție atâta cât trăim în societate. Altfel, libertatea din aceea absolută, fără vină, ar duce la, bineînțeles, criminalitate și la alte aspecte morale care sunt vizibil încălcate. Deci, în doze foarte mici și are legătură cu ce s-a întâmplat înainte, trebuie să privim cu bunăvoință, cu bunătate, cu compasiune tot ceea ce a fost înaintea noastră. Trebuie să înțelegem că și părinții noștri așa au fost și ei la rândul lor educați. Și apoi să aducem noi acea iubire, acea dragoste către copilașii aceștia din ființa noastră care s-au simțit vinovați, care s-au simțit rușinați și care încă au nevoie de noi, au nevoie astăzi de noi. Ei nu dispar, chiar dacă timpul trece, acei copii sunt încă cu noi. Și atunci depinde de decizia noastră și de intenția noastră conștientă de a ne duce către dumnealor în procese terapeutice profunde, tocmai pentru a le liniști. Vinovăția excesivă este legată de anxietatea ridicată privind implicațiile alegerii pe care urmează să o facem, de a acționa într-un fel sau altul, sau de a nu acționa. Care sunt semnele că ne supra-învinovățim? Unde apar modificări evidente? Cu siguranță ne limitează foarte mult. Cu siguranță un om care trăiește vinovăție și rușine nu trăiește din plin. Nu este în păcat, nu este în compasiune, nu este în acceptare, ci din contră se lovește pe sine, bineînțeles, din nou subliniez, cu cea mai bună intenție. Deci drumul spre iad e pava de intenții extraordinare. Nu acolo trebuie să căutăm răspunsul. Răspunsul pentru a face saltul, pentru că și emoțiile acestea sunt și ele ca un ascensor. Deci putem să coborâm din ascensor la diferite etaje. Etajul vinovăției este un etaj foarte jos. Ca să luăm liftul până mai sus, este necesar să acceptăm. Să acceptăm că suntem oameni, în primul și în primul rând. Să acceptăm că asta este condiția umană. A greși înseamnă a învăța.
să acceptăm faptul că nu există de fapt greșeală. Pe pământul ăsta există doar experiențe. Am experimentat, am văzut cauză-efect, am văzut ce s-a întâmplat și atunci aleg pe viitor diferit, dacă nu mi-a plăcut rezultatul. Atâta tot. E ca un joc. Pur și simplu. Dai cu zarul, ai nimerit într-un punct, nu ți-a plăcut punctul, dai mai departe cu zarul și, cum să spun, cu bucurie și cu efervescență și cu curiozitate mergi un pic mai departe. Pentru că realmente greșeală propriu-zisă nu există. Există doar un rezultat care nu ne place, care nu ne convine, nouă sau altora. Ok, luăm rezultatul și îl îmbunătățim pe viitor. Asta e tot ce avem de făcut. Nu și are sensul vinovăția mai mult de câteva secunde. Ok, am resimțit, am înțeles și apoi am început să lucrez cu mine și să merg în acceptare. Asta este, de fapt, foarte, foarte relevant. Acceptare față de mine. Pentru că în momentul în care eu mă pot accepta pe mine, îl pot accepta și pe celălalt. Și atunci putem vorbi cu adevărat de iertare, ghilimele, și de relații armonioase. Sentimentul de vinovăție se naște și din jocul de împotriviri, dezacorduri și contraargumentări continue primite de la cei din jurul nostru. Este un joc periculos, pentru că miza lui e schingiuirea psihicului. Când anumite manifestări nu ne sunt acceptate de cei pe lângă care creștem, ne internalizăm frustrările și astfel nu facem decât să alimentăm învinuirea. De ce atrag cei care se supra-învinovățesc parteneri manipulatori și abuzatori? Cu siguranță când tu ai anumite credințe despre lume, viață, despre tine, tu crezi că nu meriți, tu crezi că nu ești în stare, tu crezi că întotdeauna greșești. Toate aceste credințe ale părților tale se vor manifesta în viața de zi cu zi, adică vor atrage cumva chestiuni raportate la ceea ce tu crezi despre lume și viață. Deci depinde din nou doar de noi să ne setăm niște filtre foarte armonioase în ceea ce privește ce este bun, ce este corect să primesc și ulterior, da, cu siguranță voi accepta în viața mea ceva relevant în raport cu ceea ce ne-am setat. Ca ființe umane imperfecte, trebuie să ne amintim să iubim păcătosul și să urâm păcatul, adică să iubim oamenii, dar să dezaprobăm comportamentele imorale sau antisociale. Terapeuții pot ajuta oamenii să învețe cum să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile lor și de asemenea le pot arăta perspectiva corectă din care să-și privească sentimentele de vinovăție. Ce facem când vinovăția ne ține pe loc? De unde putem începe transformarea? Practic, nu vinovăția în sine ne ține pe loc, ci partea din noi, deci o subpersonalitate din mozaicul de aspecte în care suntem noi, care induce vinovăție în alte părți. Și astfel, ce avem noi de făcut este să luăm fie un jurnal, fie să închidem ochii și să ne uităm unde în corpul și în ființa noastră apare această parte din noi care ne spune să fim vinovați. Ce fel de gânduri, ce fel de emoții simțim, unde este ea localizată în corp. Și apoi să începem un dialog între noi și această parte. De ce apari? Care e motivul pentru care tu vii? Care este intenția ta? Și apoi, încet, încet, începem un lucru de împrietenire cu părțile noastre. Asta este ceea ce propun eu. Deci, și pe scurt, multă blândețe, multă acceptare, multă iubire. Da, este o parte din tine care vine să-ți arate că drumul ar putea fi altfel. E minunat. Mulțumește-i acestei părți. Îți vrea bine. Cu siguranță este multă dragoste în spate. Și atunci, îi mulțumesc părții și o las un pic departe. Deci nu las părțile să ia decizii în locul meu. Dacă ea vine și mi-aduce anxietate, o rog frumos, uite, draga mea, înțeleg că vii să mă iubești, înțeleg că vii să-mi aduci un mesaj, da? Pentru că anxietatea asta este un mesaj, o modalitate de a mă proteja, da? Fii atentă, nu te duci acolo pentru că nu mergi la interviul respectiv, da? Și prin anxietate te țin pe loc ca să nu dai greș. Deci, mulțumesc foarte mult pentru intenția ta, ia te rog doi pași în spate, astfel încât să pot eu să mă manifest ca ceea ce sunt cu adevărat, adică curaj și încredere. Asta suntem noi cu adevărat, astea sunt aspectele esențiale ale ființei noastre. Iubirea, compasiunea, curajul, încrederea, da? Și multe altele, dar astea sunt foarte relevante pentru subiectul nostru de azi. Deci dă-ți voie să fii ceea ce ești. Secretul fericirii nu este să faci ceea ce-ți place, ci să-ți placă ceea ce trebuie să faci, spune James Matthew Barry. Mă bucur tare mult să vă spun la revedere, o zi pe gustul inimii voastre, dar și o săptămână trăită responsabil.